Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru marți, 6 aprilie. Și acum hai să vedem ce energii o să iasă pentru această zi de marți, în care avem, din punct de vedere astrologic, un eveniment foarte interesant. Este vorba de sextilul dintre Venus și Marte, o conversație plăcută între planeta prin excelența femeilor și planeta prin excelența bărbaților. Hai să vedem cum se translatează acest aspect astrologic în viața noastră de zi cu zi. Pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow! Doar arcane majore în această zi. Foarte interesant. Hai să le analizăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste avem aici Marea Preoteasă, arcana majoră care în tarot ne vorbește despre lună, despre ciclurile lunare, despre intuiția noastră, dar și despre nevoia de a face un pas în spate și a vedea lucrurile obiectiv. Aici e foarte important, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi să evitați conflictele și atunci când vi se cere să luați o decizie sau să luați partea cuiva, e foarte important să fiți imparțiali și să vedeți ambele opinii, ambele păreri, atât opinia voastră, cât și opinia partenerului sau partenerei voastre, atât nevoile voastre, cât și nevoile celeilalte persoane. Pentru că în acest mod veți reuși să obțineți mai mult echilibru, mai multă armonie și înțelegere în cuplu, în parteneriatul vostru. Pentru cei singuri, această arcană majoră ne vorbește despre posibilitatea de a întâlni pe cineva, poate pe cineva care are ascendentul sau luna natală în rac, pentru că racul este zodia guvernată de lună, sau poate să vorbească pur și simplu despre o persoană foarte emotivă, o persoană care este foarte bine conectată cu emoțiile și sentimentele sale, o persoană care trăiește foarte integru din acest punct de vedere, care își ascultă nevoile emoționale, nevoile sentimentale și nu e dispusă să facă rabat la calitate pe această parte de conexiune emoțională, interumană. Dacă aveți deja pe cineva în minte, sunteți interesat de cineva, discutați deja cu cineva, țineți cont de faptul că această persoană pune foarte mult accent pe calitatea relațiilor interumane. Aici vedem o persoană foarte echilibrată, care înțelege că atât aspectele materiale, fizice, conexiunea carnală între cei doi parteneri este la fel de importantă ca și aspectele emoționale, spirituale, intelectuale, ca și conexiunea vibrațională între cei doi parteneri. Prin urmare, dacă vreți să impresionați această persoană, dacă vreți să duceți mai departe relația cu această persoană, va trebui și voi să demonstrați că înțelegeți aceste lucruri, că o relație echilibrată trebuie să-și aibă fundația în ambele aspecte, atât pe atracție fizică, cât și pe o conexiune mentală, spirituală și emoțională. O energie interesantă pe partea de dragoste. Pe aspectele de sănătate, vedem aici arcana majoră Spânzuratul, aceeași energie care a mai ieșit în etalarea zilnică pe partea de sănătate și vineri, pe 2 aprilie. Prin urmare, aici, pentru o parte dintre voi, poate ar fi interesant să vă gândiți la ce s-a întâmplat pe starea voastră de sănătate săptămâna trecută vineri, pentru că e posibil ca aceleași lucruri, aceleași teme, aceleași topicuri, aceleași discuții, aceleași probleme să reapară și astăzi. Și din moment ce această temă reapare, aici o să subliniez simbolismul acestei arcane majore de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici e foarte, foarte important să faceți un pas în spate și să analizați obiectiv situația, să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă fresh, nouă, originală, să vă gândiți la problema voastră de sănătate în alt fel. Pentru că aici e clar că ceea ce ați făcut până acum nu v-a ajutat, nu a dat rezultatele la care vă așteptați și trebuie să adoptați o altă strategie. Pentru că altfel o să continuați să rămâneți blocați în această situație. Această arcană majoră reprezintă și planeta Neptun,
care ne vorbește despre intuiție, despre mesaje care ne vin prin vise, prin premoniții, prin deja vu-uri. Prin urmare, aici fiți foarte atenți la ce vă spune intuiția, pentru că s-ar putea ca în acest mod să găsiți de fapt sursa problemei voastre, cauza care vă declanșează în repetate rânduri aceeași problemă de sănătate. Planeta Neptun ne vorbește și despre lichidele din corpul nostru, prin urmare fiți atenți, aveți grijă să beți suficiente lichide, apă, ceaiuri, sucuri naturale, supe, ciorbe. Asigurați-vă că faceți o baie caldă sau un duș fierbinte și dacă puteți încercați să petreceți astăzi puțin timp pe malul unei ape, că e un râu, un lac, dacă stați lângă mare sau lângă un ocean, faceți o plimbare pe malul apei, pentru că toate aceste lucruri vă pot ajuta astăzi să vă echilibrați din punct de vedere energetic. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici o altă arcană majoră, Roata Norocului, cartea care în tarot este foarte strâns legată de planeta Jupiter. Una dintre cele mai frumoase cărți care puteau să iasă aici pe partea de afaceri, bani și carieră, pentru că ne arată că lucrurile se schimbă, se învârte roata și norocul în sfârșit este de partea voastră. Mai ales dacă sunteți un nativ din zodia Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, Pești sau Săgetător, sau dacă lucrați împreună cu cineva din această zodie, dacă începeți o afacere cu cineva din această zodie, toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bine aspectate aici. Cu Jupiter pe această poziție în etalarea zilnică, toate joburile începute astăzi, afacerile începute astăzi, lucrurile în care investiți astăzi timp, bani, efort, vor fi foarte bine aspectate și o să vă aducă răsplată pe măsura efortului depus. Iar dacă vă simțiți extrem de norocoși astăzi, puteți chiar și să încercați să cumpărați un bilet la loto sau un loz în plic, pentru că nu știți niciodată de unde sare norocul, mai ales când avem o zi din aceasta cu trei arcane majore, trei arcane majore care reprezintă trei planete, Luna, Neptun și Jupiter. Combinația dintre aceste trei ne arată că astăzi e posibil pentru o parte dintre voi să aveți o intuiție foarte rafinată, foarte bine dezvoltată și să alegeți exact numerele câștigătoare, exact lozul câștigător. Nu e garantat pentru toată lumea, dar aici dacă aveți în harta voastră natală, în astrograma voastră, configurația corectă de planete, mai ales aspectele planetare între Lună, Neptun, Jupiter, anumite aspecte în una dintre zodiile Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, Săgetător sau Pești, aveți șanse foarte mari aici să beneficiați de un câștig surprinzător neașteptat. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, ca să completăm mesajul de la cărțile de tarot. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă aveți anumite teme, anumite probleme, anumite gânduri care vă macină, vă frământă și ați vrea să fac o etalare interactivă din aceea cu trei variante de răspuns din care voi să vă alegeți în funcție de cum vă ghidează intuiția mesajul pentru voi, lăsați-mi aceste întrebări în secțiunea de comentarii și o să țin cont de sugestiile voastre atunci când pregătesc următoarele videouri de tipul alege o carte sau alege mesajul. Bun, și hai să vedem, mesajul suplimentar de la cărțile Oracol pentru această zi este următorul. Sunt centrat în adevăr și în pace. Caut în inima mea nedreptățile pe care încă le țin ascunse acolo, le iert și le las să plece. Un mesaj foarte frumos pentru această zi care vă îndeamnă să vă eliberați de ranchiună, de ură, de resentimente, de toate aceste sentimente și emoții negative pe care le țineți îmbuteliate în voi și care doar vă țin pe loc, vă fac doar rău și vă macină. Sunt ca un cancer emoțional pe care îl țineți în voi și aici partea foarte frumoasă este că e la îndemâna voastră să vă vindecați de această boală spirituală. Trebuie doar să iertați
și să înțelegeți că atunci când îi iertați pe cei care v-au greșit, nu le faceți lor un bine, ci vă faceți vouă un bine. Vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!